numele ni se dă din prima zi sau ni-l facem noi în toate celelalte? Lăcătuș acum intrat în careu spre Paris și gol! În povestea mea a fost puțin din amândouă. În 63, bucuros că are un băiat, tata a dat fuga la primăria de la St. George's Bay. De 3 ori a spus răspicat funcționarului. Pele! Tovarășu Balint, sunteți sigur că vreți să scriu așa? Da, domnule, scrie. Pele! Sigur, omul nu se pricepea la fotbal. Însă Pele era atunci pe buzele tuturor, în toate colțurile lumii. Nici eu nu prea știam ce înseamnă. Până la Mondialul din 1970, eu urmăream entuziasmat imaginea la televizor. Țin minte că cineva i-a pus un sombrero pe cap. Și în momentul acela, tatăl meu, fiind lângă mine, mi-a spus, uite, vezi, el e Pele. Ca el mi-aș dori să ajung și tu. Atunci am realizat câtă greutate are numele meu. Atât cât poate un copil de 7 ani. Corner. Pițurcă. Retrimite. Balicu! Dar am înțeles mesajul. Trebuia să devin mare. Așa că m-am antrenat din greu, aici pe terenul din St. George's Bay, apoi mai departe, în lume. Am reușit și asta m-a bucurat foarte mult. L-am făcut mândru pe taică-mi. Am câștigat cupa! Dar totuși, ce a făcut omul ăsta în fotbal, ce a făcut el pentru țara lui, nu a mai făcut nimeni până acum. E unic să câștigi 3 campionate mondiale. E singurul care a reușit. Un nume poate să-ți schimbe viața. Al meu e Gavril Pele Balint. Și eu sunt Pele.